În acest episod o să vorbim despre Afganistan și înainte să vă faceți bagajul și să otuliți cu prima ocazie pe care o aveți în Afganistan, luați-vă 10 minute pentru că avem de discutat. Haideți să începem. Mai întâi, generalități. Kabul este capitala Afganistanului și este cel mai mare oraș din țară. Aceasta este înconjurată de Iran, Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan și China, toate țări foarte vesele. Oamenii sunt numiți afgani după țară, iar moneda lor este afganis. Iar acestea două sunt adesea încurcate una cu cealaltă. Jocul național al afganilor este buzkashi. Jucătorii din cele două echipe care se bat una cu cealaltă încearcă să prindă o capră, nu o minge, în timp ce călăresc un cal. Jocul se joacă desigur de sute de ani și este foarte dur. Țara Afganistan și-a câștigat independența pe 19 august 1919, acum 100 de ani. Pentru a face asta au avut 3 războaie cu Marea Britanie, după care au devenit independenți. Ei nu erau conduși chiar de Marea Britanie, însă politica era puternic influențată de Marea Britanie. Și desigur le merge mult mai bine acum. Este de asemenea țara care a apărut cel mai mult în știri din toate țările din lume, pentru toate motivele bune. Anul nou se sărbătorește în Afganistan pe 21 martie, se numește Nauroz, bazat pe un festival pre-islamic, în cadrul căruia se strângeau mulți călători din toată țara, în orașul Mazar-e-Sharif. Acolo se strâng la Moschea Albastră, din centrul orașului, sau la altarul lui Hazrat Ali, verișorul și ginerele profetului Muhammad. În Afganistan, așa cum era și în România până nu demult, telefoanele sunt simbol al statutului social și aproape 100% din țară are acoperire la rețeaua de telefonie. În orașul Herat se sărbătorește poezia Miercurea, iar oamenii de toate vârstele se strâng pentru a recita poezia atât vechi cât și noi, mănâncă și beau ceai. Orașul Herat a fost cucerit de Alexandru cel Mare în 330 înainte de Hristos și și-a construit acolo un palat. Și tot în acest oraș a avut și un fiu cu o femeie din Balkh. Arnold Schwarzenegger este foarte important pentru halterofili, el este văzut și pus în toate sălile ca un exemplu și oamenii spun că fac acest lucru pentru că seamănă cu un afgan. Aeroportul din Kandahar era cândva cel mai ocupat aeroport din lume pentru o vreme și avea până la 5.000 de zboruri pe săptămână. Astăzi nu atât de mult. De asemenea, cele mai mari statuete ale lui Buddha, două, au fost construite în Afganistan, din păcate au fost distruse în 2001. Tot la atracții, primele picturi în ulei au fost pictate în peșterele din Bamiyan în anul 650 înainte de Hristos și erau imagini religioase budiste. În Afganistan a trăit un singur evreu, Zablon Simintov, este restaurator și vânzător de covoare afgane. Acest lucru este amuzant pentru că islamul iubește iudaismul. Nu. Înainte ca Afganistan să fie invadat de forțele americane, cultivarea de opium era de 3 ori mai joasă și a fost pentru o vreme cel mai mare producător de cannabis din lume. Afganistan este o țară în care e un război mereu. De-a lungul timpului, de la Alexandru cel Mare, s-a bătut cu britanicii și chiar și cu forțele sovietice. Iar acum America se jură că nu fură, dar mai e prinsă cu rața în gură. Înainte ca islamul să apară în 642 era noastră în Afganistan, religiile principale erau zoroastrismul și budismul în Afganistan, iar islamul a fost introdus în Herat și Zarang pentru prima oară. Ahmad Shah Durrani este cunoscut ca părintele națiunii, el a fost fondatorul ultimului imperiu afgan, a fost încoronat în 1747 și el a fost cel care a unit țara din mai multe principate, așa cum a fost și România de altfel, într-un singur regat. Când în 1772 Durrani a murit, Timur Shah, fiul său, a urmat pe tron. Și aceste lucruri sunt importante pentru că în 1776 a fost schimbarea capitalei de la Kandahar, ca până atunci, la Kabul, făcută de către Timur Shah. În timpul războiului civil dintre 1992 și 96, se estimează că peste 50.000 de oameni de pe stradă, de civili, și-au pierdut viața, și asta în timpul luptelor mujahidinilor. După 96, Talibanul, o mișcare politică a islamului pe parte sunită, a condus Afganistanul până în 2001, iar în 2004 am avut primul președinte ales sub formă democrată, Hamid Karzai, în Afganistan. Atacurile din partea americanilor asupra țării au apărut după ce în septembrie 2011 Statele Unite ale Americii l-au numit pe Osama Bin Laden prin forțele sale Al-Qaeda direct responsabil pentru atacurile asupra turnurilor gemene. Astfel, America a început să atace la rândul ei orașele principale din Afganistan, inclusiv capitala Kabul, pentru a detrona regimul taliban. Cuvântul Afganistan înseamnă țara afganilor și este a 40-a cea mai dens populată țară din lume. Economia sa este înțărână în ciuda faptului că este pe drumul mătăsii și având de-a lungul timpului multe avantaje atât culturale cât și
economice. Dar dacă stabilitate politică nu există, țara nu se bucură de beneficii economice. De asemenea, Afganistan este considerată originea religiei zoroastriene, iar limba oficială este numită pașto. Mai există o limbă oficială, Dari, limba vorbită de perși, care a fost și este folosită în general în guvern și în afaceri. Și în ciuda faptului că pașto este limba oficială, peste 50% din populație vorbește Dari și doar 35% pașto, restul vorbesc alte limbi. Iar astăzi, religia dominantă este desigur islamul. În islam, ziua sfântă, ziua de odihnă, este vinerea, zi în care se și închid toate magazinele și nu se lucrează, iar viața politică, personală, economică și socială este condusă de legea islamică. De exemplu, în luna Ramadan, toată lumea trebuie să postească, excepție se face asupra străinilor și a bolnavilor. Cât de ciudat ar fi în ziua de astăzi ca vinerea sau miercurea neagră, toată lumea să trebuiască în România să țină post. Ar fi amuzant. Nu știm cât de bine ne merge până noi uităm la alții cărora le merge mai rău. Tot pe tradiția islamică, bărbații sunt văzuți ca și pilonul casei, ei aduc banul în casă, iar femeile trebuie să stea acasă și să se îngrijească de aceasta. Însă, în ultima vreme, tot mai mult, femeile au voie și el să meargă la lucru. Și, în general, oamenii locuiesc în aceeași casă, generații diferite, iar când unii dintre aceștia se căsătoresc, de exemplu un băiat, acesta primește o cameră a lui tot în casă, unde poate să stea cu soția. Dar atât. Oamenii totuși sunt foarte ospitalieri, turiștii sunt tratați cu respect și li se oferă cele mai bune lucruri. Femeile de asemenea sunt respectate din punctul lor de vedere și nu li se permite să interacționeze cu persoanele de sex opus, cu excepția mariajului sau cu frați și rude apropiate. De asemenea, femeile sunt atât de respectate încât oamenii nu vor să le vadă și ele trebuie să se îmbrace în așa fel încât să-și onoreze simplitatea și modestia, nearătând prea mult. Astfel că rochile lungi occidentale sau hainele strâmte nu au ce să caute acolo și este recomandat femeilor să poarte ceva pe cap. De asemenea, nu cumva să faci contact direct cu privirea unui bărbat dacă ești femeie. E big no-no. Contact vizual, nu mă refer la alt fel de contact. Iar când ești invitat la cineva în casă, e frumos să vii cu un cadou micuț ca mulțumire. Oamenii se salută strângându-și mâna, se mai pot saluta ținându-și mâna pe inimă și lăsând capul ușor în respect în jos, înspre cealaltă persoană, dar bărbații și femeile nu strâng mâna. Clar. Mâncarea de asemenea este servită pe podea, direct pe bucăți de material, pe șervete, și se mănâncă cu mâna stângă. De asemenea, se împarte mâncarea dintr-un singur bol. Când ești oaspete, ți se dă cea mai bună mâncare și se umple bolul cât se poate de mult, iar când mănânci e frumos să nu stai cu picioarele îndreptate spre restul oamenilor de la podea, nu de la masă, de la podea. Pe partea mai bună a lucrurilor, poligamia este permisă în Afganistan. Poligamia înseamnă căsătoritul unui bărbat cu mai multe femei. Este un lucru foarte important pentru o femeie să se căsătorească, divorțul este aproape inexistent și majoritatea căsătoriilor au loc între verișori. Nunta durează 3 zile, e o petrecere mare și spuneam mai devreme că după căsătorie, copiii stau mai departe cu părinții, acest lucru nu este neapărat obligatoriu, depinde desigur de situația financiară a familiei. În Afganistan, 80% din musulmani sunt suniți, 19% sunt șiiți și 1% au alte religii. Din nefericire, doar 38% din afgani știu să scrie și să citească. Și tot din nefericire, speranța de viață în Afganistan este undeva la 51 de ani. Peste 50% din economia țării vine din servicii, un sfert la sută din agricultură, iar aceasta este bazată în principal pe opiu, fructe, nuci, grâu, piei de animale din ferme. Astfel e de înțeles de ce standardul de trăit în Afganistan este printre cele mai slabe din toată lumea, țara depinzând foarte mult de ajutoare din afara țării. Doar 10% din populație are acces la internet, astfel că nu mă tem că o să vadă prea multă lume clipul, iar suprafața țării este destul de mare, de 3 ori mai mare decât a României, 652.230 de kilometri pătrați. Tot la mariaj, peste 50% din populația țării se căsătorește înainte de vârsta de 15 ani, iar cea mai comună limbă străină din Afganistan este engleza. Desigur, musulmanii nu consumă alcool și nu consumă carne de porc. Rata accesului la electricitate este printre cele mai joase din lume. În ciuda acestui fapt, aproape 20 de milioane de afgani au telefoane mobile. Țara, desigur, nu se numește doar Afganistan, ci Republica Islamică Afganistan. Astfel înțelegem de ce legile sunt bazate pe islam. Spuneam mai devreme că există excepții cu privire la cine poate să nu mănânce în timpul Ramadanului. Ei bine, poți să mănânci, dar în secret, dacă ești străin, nu cumva să mănânci, să bei, să petreci pe străzile Afganistanului în timp ce restul populației ține post. Îți este interzis mâncatul în public, chiar și băutul. Iar în timpul Ramadanului, ziua de muncă este redusă la doar 6 ore. În ciuda faptului că țara este atât de mare, doar 10% din toată suprafața terenului este arabilă, este bună pentru produs alimente, și plouă foarte rar, 300 de zile pe an este soare. Afganistan în ziua de astăzi încearcă să-și reconstruiască cumva economia și din păcate
peste un sfert din aceasta este bazată pe copii din cauza ratei foarte mari a sărăciei. Lucrurile arată mai bine decât erau, pentru că în timp ce era condusă de taliban, fetele nici măcar n-aveau voie să meargă la școală, astăzi au voie. De asemenea, afganii conduc pe partea dreaptă a drumului, mâncarea pe care o mănâncă de pe podea se servește cu naan, este o pâine, un fel de lipie nedospită, și în ciuda faptului că Afganistanul modern a fost fondat în 1747, există urme de așezări umane care sunt estimate până la 9000 de ani. E greu de înțeles, descriind o țară atât de minunată, de ce în ultimii ani 3 milioane de afgani au plecat din casele lor în alte țări pentru a se refugia. Și cu acest ultim gând dezamăgitor, care arată că nu contează că ai o țară veche și că ești acolo de multă vreme, contează ce faci cu petecuțul tău micuț de teren, vă las, aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă ați vizitat vreodată țara, cum vi s-a părut. Dacă ați vrea să o vizitați, nu știu, nu v-am dat niciun motiv în acest episod. Există, desigur, situri arheologice, în mare parte pentru că au fost dărâmate multe lucruri în ultima vreme și acum sunt situri arheologice, erau în picioare până de curând. Cine spune că religia aplicată prost nu îndopitocește, nu știe ce spune. Vă aștept gândurile și sentimentele în secțiunea de comentarii. Nu vă mai țin, vă mulțumesc tare mult pentru share, like, abonare, pentru clopoțelul de notificare care vă spune când a ieșit un nou episod uimitor de la mine. Eu sunt Alex Cosma și până data viitoare, atenție, Cadmer!